Te salut națiune și îți bine ai venit la un nou clip din Gavă Budic și vorbim despre una dintre companiile mele preferate all time în materie de încălțăminte sport, vorbim despre Asics, o firmă niponă care pentru mine întotdeauna a oferit calitate excelentă, preț foarte bun și mai mult decât atât randament excelent. Astăzi vorbim despre o pereche de Adidas care sunt noi. Atenție, Adidas și ăștia nu i-am purtat nici măcar o dată. Vorbim despre ASICS Gel Domain 3. Vorbesc despre ei și fac recenzia la ei pentru că am mai deținut acest model, am mai deținut exact acest model, doar că pe altă culoare, și anume pe o combinație de alb cu albastru. Ăștia vin în culoare verde-neon, hai să zicem, dacă nu mă înșel, exact așa este trecut și pe specificațiile producătorului, verde-neon. Numai așa, din curiozitate și ca fapt divers, până așa cum mai am etichetele din momentul în care i-am dezambalat. I-am cumpărat pentru că mi-au plăcut tăia pe care i-am avut, deși ăștia sunt niște adidas pentru volei. Atenție! Iubești sportul, iubești să faci mișcare, iubești să desfășori activități sportive, dar nu ești împătimit de fotbal, de exemplu, nu ești împătimit de basket, de handbal sau mai știu eu ce, și ești împătimit de volei, ei bine, ăștia sunt unii dintre cei mai buni Adidas pentru a practica acest sport, în mod deosebit dacă ești jucător profesionist. Este unul dintre acele modele care este foarte recomandabil în materie de încălțăminte pentru voleibaliștii profesioniști. Este un model de Adidas care poate fi folosit din punctul meu de vedere, deși am văzut că recomandările se fac a fi folosit și pe stradă, nu aș folosi așa ceva, doar în sală. Hai să ne uităm un pic la design, un design foarte frumos, foarte interesant, care incorporează foarte multe tehnologii specifice celor de la ASICS culoarea este absolut uh, turbată. Cred că ăsta este motivul principal pentru care i-am cumpărat. Și apropo, sunt noi, dar i-am cumpărat în urmă cu 4 ani de zile. Atenție! Eu am de 4 ani de zile, am plătit pe ei exact 100 de euro. Dar a fost prețul lor. Uh, absolut, absolut frumoși ca design. Mie îmi plac ceea ce reușesc cei de la ASIC să creeze, să aducă pe piață în materie de echipament sportiv talpa este absolut uluitoare și extrem de rezistentă. Este, concentrația de cauciuc natural din această talpă este foarte ridicată comparativ cu, dacă vreți, cauciucul de tip dur. Este un pic mai moale, se și simte dacă apeși un pic cu degetul, vei resimți chestia asta. Însă, repet, concentrația de cauciuc natural este mult, mult mai mare. Așa arată și la interior, pentru cei curioși, ca să nu zică că nu sunt noi. Pur și simplu am cumpărat pentru că mi-a plăcut. Mi-a plăcut modelul, dar în mod deosebit mi-a plăcut culoarea. Sincer, este o culoare foarte turbată. Eu de felul meu nu obișnuiesc să port genul ăsta de culori foarte intens sau foarte des, dar în cazul ăsta aș putea face o excepție. În orice caz, îi țin prin dulap, prin garaj de 4 ani de zile aproape, Într-o bună zi probabil o să-i port, dacă nu o să-i vând, sincer să fiu, nici nu pasă foarte tare. Hai să vorbim despre ce oferă acești ASICS Gel Domain 3. O pereche, așa cum am spus, recomandată în primul rând iubitorilor de volei, recomandată a fi folosită în condiții de sală, deci de teren de volei în interior, tocmai datorită modului în care sunt construiți și tocmai datorită Tehnologiilor încorporate. O pereche de Adidas care reprezintă o combinație perfectă, dacă vreți, în materie de durabilitate, în materie de confort, de potrivă, dar și de agresivitate. Și când mă refer la agresivitate, nu mă refer la personalitatea celui care îi încalță, ci mă refer strict la stilul de joc. La aia se referă și la modul în care îmbunătățește aptitudinile jucătorului o astfel de pereche foarte bună, ferindu-l deopotrivă de accidentări, pentru că în orice sport, accidentările sunt cele mai nedorite lucruri din viața unui sportiv. Și asta vă spune unul care a practicat sport de performanță timp de 11 ani și care a renunțat în a practica sportul pe care îl iubea, și anume fotbalul, tocmai din cauza unor accidentări foarte, foarte grave. Drept urmare, sunt stampățitul, ca să folosesc expresia asta. Avem uh, în acești uh, ASICS GEL Domain 3 niște tehnologii de amortizare, în primul rând, pentru că, cel puțin în cazul acestui sport, voleiul, uh, este implicată foarte multă săritură la fileu. Drept urmare, în momentul în care revii cu picioarele pe pământ, ai nevoie de un uh, pantof sport de genul ăsta care să amortizeze foarte bine șocurile la impactul cu podeaua dură. De urmare, atât pe partea frontală cât și pe partea din spate, dinspre călcâi, folosește un sistem de amortizare, un sistem care reușește să permită piciorului să funcționeze, dacă vreți, liber dar în siguranță, în diferite planuri de mișcare, în momentul în care desfășori această activitate foarte interesantă și foarte frumoasă, de asemenea numită volei. De asemenea, îți permite să ai o agilitate și o flexibilitate foarte sporită, acest tip de pantof, acest model mai exact al celor de la ASICS. De asemenea, vine cu un sistem numit Trustic, un sistem care înseamnă, în realitate, reducerea greutății tălpii în așa fel încât pe perioade îndelungate de utilizare, știu eu, în timpul unei partide de volei, piciorul să nu se simtă obosit, să nu atârne greu în picior, să nu screze senzația aia de greutate în picioare. Drept urmare, Talpa este realizată cu ajutorul acestui sistem numit Trustic, care permite uh, utilizarea unor materiale foarte, hai să spunem, îmi vine tot timpul să zic în cap uh, aerisite, dar nu sunt aerisite. Aerate, oarecum aerate, cu greutate redusă, dar cu densitate foarte bună, în așa fel încât, pe perioada îndelungată de utilizare, să nu ai de suferit, să nu-ți uh, crezi o stare de disconfort. În plus, talpa intermediară vine dintr-un material numit speva, exact așa se numește. Un material care te ajută, dacă vrei, în momentul în care revii cu picioarele pe pământ, să. Nici nu știu cum să explic, e ca la trambulină. Ceva de genul ăsta. Să continui din inerție săritura ulterior. Dacă trebuie să faci încă o săritură, din inerție, cu ajutorul acestei uh, tehnologii, cu ajutorul acestui material uh, din care este realizată talpa intermediară, numit SPEVA, uh, parfum, uh, parfum, doamne, am ceva cu parfumurile. Am mai zis într-un clip chestia asta cu parfum. Am făcut prea multe clipuri la parfumul și am uitat că acum vorbesc despre altceva. În fine, uh, pantoful, Îți permite, datorită flexibilității acestui material folosit, să revii în poziția anterioară mult mai ușor. În așa fel încât, desigur, să reacționezi în diversele situații în care te poți regăsi în timpul unei partide de volei, să reacționezi cu viteză sporită, dar, în egală măsură, să ai și, de asemenea, siguranța pe care de multe ori nu o întâlnești în, în, astfel de produse. Cred că foarte mulți dintre voi ați pățit chestia asta, în la genul ăsta de pantofi, de echipament sportiv, de încălțăminte sportivă, indiferent de sportul practicat, că e handbal, că e fotbal, că e volei, că e orice, ați pățit ca de multe ori talpa intermediară să vi se rupă. Să se afunde. Efectiv, să vă treziți cu gaură în interior, în talpa intermediară. Ați pățit cu toți chestia asta? e bine, în acești papuci nu se întâmplă acest lucru De asemenea, talpa exterioară, așa cum am zis, conține foarte uh, mult cauciuc natural Ceea ce înseamnă, pe lângă tracțiunea sporită pe care ți-o conferă acest uh, Sau această concentrație de cauciuc natural Că uh, ai și mai mult echilibru În momentul în care, hai să spunem, uh, te hotărăști să joci Perioade îndelungate de timp. Nu, știu, nu ești neapărat jucător profesionist, dar ești jucător amator și ocazional ești cu prietenii, habar nu am, și joci volei. Și atunci stați câteva ceasuri bune ca să vă distrați împreună. Ei bine, treaba asta îți permite aceste lucruri. De asemenea, un alt avantaj în momentul de față, cel puțin, al acestor adidași pentru volei, acestui tip de pantof sport pentru volei, este prețul. Pentru că, în momentul de față, dacă nu mă șală memorie, găsești undeva în zona de, nu știu, 60-70 de euro, deci prețul a scăzut. Nu fantastic de mult, ținând cont că acum aproape 4 ani de zi, nu mai știu exact, 3 ani jumate sau 4 ani, când i-am cumpărat eu, erau 100 de euro, dar, din punctul meu de vedere, dacă ești în căutarea unui astfel de produs, dacă te interesează un astfel de produs pentru o astfel de activitate, atunci ăștia sunt unii dintre cei mai buni. Iar ASICS sunt recunoscuți. Nu cred că mai au nevoie de prezentare când vine vorba despre genul ăsta de încălțăminte sport. Adică încălțăminte în special dedicată doar activităților sportive. Că ei fac și încălțăminte pentru timp liber, ținută casual și așa mai departe pentru consumatorul de rând. Aia este o, cu totul și cu totul altă discuție. Însă, eu de la ei dețin foarte multe perechi de Adidas și unele vi le-am mai prezentat pe canal, altele vi le voi prezenta în viitor. Și, sincer să fiu, din punct de vedere al fiabilității produselor lor, din punct de vedere al rezistenței în timp, sunt singurii sau singura companie la care pe mine, Produsele lor mă țin ani de zile Cea mai veche pereche de Adidas pe care eu o dețin Are vreo șase ani de zile și este de la Asics Și o să-i vedeți și pe ea într-un clip viitor Și o să vedeți cum arată după șase ani de abuz Dar abuz crâncen Pentru că ei i-am purtat efectiv aproape zilnic, cotidian Și o să rămâneți șocat să vedeți cum arată o pereche După șase ani de abuz fără să țin cont absolut deloc pe unde îi bag, prin ce mă bag sau ce fac cu ei, a celor de la ASICS. Pentru mine este compania mea preferată de încălțăminte sport, urmată de aproape de Mitsuno și de Puma, cum am mai spus și în alte clipuri, și sunt pe primul loc și sunt preferații mei ca încălțăminte, tocmai datorită acestui aspect numit fiabilitate, numit randament, în primul rând, și raportului Preț, calitate, performanță, slash, randament pe perioade îndelungate de timp. de aia, din punctul meu de vedere, compania primește recomandare întotdeauna cu felicitări, iar în cazul de față, pentru că am deținut acest model și dețin încă, după cum bine se poate vedea, deși ăștia sunt nefolosiți, în cazul de față. Și ăștia primesc recomandare de achiziție în mod deosebit dacă practici sportul frumos numit volei. Dar am văzut pe diverse site-uri, hai să zicem, diverse opinii, diverse recomandări care spuneau că acest tip de pantof sport poate fi folosit și în activități de tip outdoor. În fine, hai să zicem că. Eu i-aș vedea recomandați de asemenea celor care practică voleiul, handball într-o oarecare măsură. Deși acolo specificațiile pentru o pereche de încălțăminte pentru handball diferă un pic de cele de la volei sau cu siguranță față de cele de la fotbal. Cam atât sunt clipul ăsta în națiune. Ăștia sunt ASICS Gel Domain 3 în varianta neon green. O preche de Adidas care primește recomandare și pe care puteți să o cumpărați mai ales dacă vreți ceva de calitate. Ne vedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune, numai bine!